dezbaterii de migrație și cu privire la doamna doctor, sigur, ați prezentat toată situația, aș putea să dau niște amănunte. Au încercat unii oameni de știință români să-și invite colegii, deși nu erau rude. De exemplu, când a fost congresul de romanistică 67, în unde romanistică, a fost în 67, lingvistică generală într-un an și romanistică într-un an. Delegația oficială din Chișinău, academicianul Sala era secretarul congresului, știu că l-a întrebat pe Corleteanu la telefon, era ca mie, din diverse lume și a spus, ăștia nu vor veni că se vor îmbolnăvi. Deci asta se spunea la telefon. Și soția mea, care e romanistă și lingvistă generală, a invitat-o pe doamna Bolodina, ultima supraviețuitoare a neașilor Bolodin, pe care a salvat-o doi care l-a luat la ea și care ajunsese om de știință romanist, dar nu la facultate, la Miapoi, ci la Institutul de Lingvistică de la Leningrad. Și cum ea dorea să se inițieze în retoromanistică, singură retoromanistă fiind soția, a scris o scrisoare, am tradus și noi am invitat-o ca rude, și asta vreau să spun, când a venit pe la miliții cu soția, l-a întrebat plutonierul, și cât de rude sunteți? Și soția mea, care e o naivă, vedeți că s-a căsătorit cu mine, de mare naivitate, a spus, bă, nu suntem rude. Și respectivul, când era marea destindere, când era foarte deschis și milițiere pe șoții, s-a zis, doamnă, nu i-a spus la bărășe, a spus, doamnă, trebuie să fie rudă dumneavoastră, pentru că altfel nu pot face doamnă. Și deci a trecut-o ca rudă, fără să spui ce, și doamna Bolodina a venit aici, s-a inițiat de retoromanistică și a făcut un costum englezesc pe care l-a putea 20 de alte congrese. Deci existau mici inițiative, și faptul că Corleteanu a spus la telefon, următorii nu vor veni că se vor îmbolnăvi. A fost invitat să dați seama romanistica, avea și mare sector românesc și cum o lăbrească totuși în deagă romanii, așa urmau să vină. Deci asta nu e pe comunicare la ceea ce din experiența mea consulă că eu sunt criminolog și nu aveți de unde să știți. Și am urmărit toate lucrurile și când am fost în zi și așa mai decât de aici. Mulțumesc mult că am adus-o. Mă rog. Domnul profesor Iliescu a prefigurat, am luat o discuție foarte interesantă. Și doamna doctor Elena Negru a adus aici în dezbaterea noastră un aspect extrem de interesant și de generos, privind contactele dintre Restele Moldovenească și Restele România în perioada 60-80. Eu aș vrea să spun câteva lucruri privite din perspectiva investigațiilor făcute în arhivele din țară, din România, mai ales ale celor din ultima perioadă care sunt acum accesibile la CNSAS. După relativa destindere produsă în regim, în cadrul regimului după 68, liderii basarabenilor care au avut un rol de marcă în unirea basarabicului în România în 1918, au manifestat un fervent interes pentru a sensibiliza oficialitățile românești problema basarabiei. Între discuții, între propunerile care s-au să spunem, aprecierile care erau făcute vizau anormalitatea inexistenței unor raporturi nici măcar culturale între RSS Moldovenească și România, cu atât mai mult cu cât făceau parte din același lagăr. Se spunea că Pantelimon Halipa și alții, în memoriile lui adresate lui Gheorghiu Dejul, dar mai ales lui Ceaușescu după 65, arătau că niciodată în istoria Basarabii nu a existat nici măcar cu Odasarisa, nu a existat o asemenea ruptură totală între ce spuse contactele culturale, lipsa unor oricăror legături, oricăror discuții. Propunea, în mod concret, reluarea sau, mă rog,
inițierea unor contacte între Uniunile de Creație, Uniunea Scripturilor, Uniunea Cinematografie, în alte zone ale spiritualității, ale culturii. Dar mai mult decât atât propuneau unirea cumva a RSS Moldovenești și cu România, adică niște inițiative în cadrul lagărului, sigur, cu acceptul Moscovei sau cu sensibilizarea Moscovei de legătură cu această chestiune, în ideea că oricum ambele țări, ambele entități statale făceau parte tot din lagărul socialist. Sigur că asemenea idei nu erau agreate de regim, dar au fost și inițiative de alt gen. Există un anume ministru Corobceanu, care la începutul anului 70-71-72 a avut niște contacte facilitate de un munte al său, Ipolit Derevici, care era la vremea respectivă directorul Spitalului Novo, un vechi legalist venit cu divizia Petru Vladimirescu înălțată și care avea oarecare trecere la partid, la aparatul de conducere, și care i-a facilitat niște contacte lui Pantelimon Halipan cu acest Corobcean. Și care s-a spus așa, s-a cerut prin noi basarabenii, uite, vrem să facem cumva unirea sau cumva să sensibilizăm autoritățile de aici, dar și de acolo, în legătură cu aceste chestiuni. Există indicii, și acum trebuie verificate cumva în arhivele din Chișinău, în alte părți, dacă s-au făcut ceva de mersuri. Pentru că se spune că Corobcean ar fi avut niște contacte cu, adică niște discuții cu Ivan Bodiu sau cine, primul secretar de vremea respectivă, și s-a spus chestiunea, și chiar cu Brejnev, cumva, a spus că chestiunea nu este de actualitate, vom mai vedea. Deci a fost un termen ăsta evaziv și lipsit de orice perspectivă. Deci este o temă extrem de interesantă care va trebui să fie cumva extinsă și prezentată mai pe larg, în baza unor investigații din ambele, pe baza de arhive de acolo și din România. Mulțumesc mult, Sfântul. Puteți să răspundeți? Da, ceea ce domnul profesor Domnul Constantin a evocat aici este, am citit și eu despre lucrurile astea chiar trată dumneavoastră, dar nu cred că Anatolie Corobceanu ar fi discutat asemenea lucruri cu Bodiu, cu mai mult cu Brejnev. Știm că în 70 a fost persecutat, Corobceanu a fost demis din funcția ce era locțiitor, vicepreședinte a Consiliului de Ministri, era responsabil cu probleme de cultură și știință din cadrul Consiliului de Ministri din SSM și a fost un minut de naționalism. Deci a fost demis din această funcție, dar din toate documentele care le avem, care le-am studiat în arhivă, nu reiese că Corobceanu ar fi avut o poziție atât de tranșantă în problemele acestea. Și el încerca să fie un executor al regimului, nu s-a împotrivit, deci și nu a promovat, nu am putea spune că a promovat cu ardoare politica de apropiere sau și era așa. Deci era a avut o poziție, cum să zic, mai evazivă în această problemă. Nu vrea să, probabil, să-și pierde nici postul. Și riscul era enorm. Și probabil, nu știu, dacă astea nu sunt, deci Derevici, da? Da, Ipolit Derevici. Derevici, dacă poate a fost și Derevici un agent. Derevici era acum un om de bază la regimului. Era o trecere directă chiar și la epoca Ceaușescu, nu mai. Da. Ar trebui verificate și spusele dânsului. Da, da, sigur. Poate ar fi avut niște conexii la Moscova, nu știu, dar... Da. Poate mai... Mulțumesc. Mai avem o întrebare în spate. Vă rog frumos. Da, și microfonul. Numele meu este Vitale Bănatic. Rog mai tare să nu s-au zis nimic. M-aveți auzit. Întrebarea mea este adresată colegului Ion Șeșcanu. Domnia sa este un cunoscut și vechi cercetător în problema foametei din Basarabia. Cred că nu ar trebui să ne temem să recunoaștem un lucru. Pe lângă fenomenul propriu-zis foametea, trebuie să înțelegem că, de fapt, această foamete provocată de anumiți factori a reprezentat și un
instrument, o pârghie de a ține, să zicem așa, în frân populația țării. Nu numai la nivelul Basarabiei, ci la nivelul întregii Uniunii Sovietice. Pentru că era mai ușor de a ține în frân o populație înfometată decât o populație liberă sau care nu prea, să zic, are nevoie de... sau dacă vreți, nu era marcată de frică pentru ziua de mâine. E întrebarea, credeți dumneavoastră că a reprezentat un instrument sau nu? Și închei prin a preciza că domnul Ion Șișcanu a fost inițiatorul, practic dânsul a fost părintele, deși acea carte a fost semnată de un colectiv de autori. E vorba de culegerea sau volumul de documente editat la Chișinău cu titlul generic, Foametea în RSSM. Documentele au fost publicate în limba rusă. Din păcate, acel tiraj a fost pus bine la adăpost, că practic acea ediție sau acea carte cutremurătoare nu este cunoscută publicului sau cititorului din țară. Și chiar adresez cu această ocazie un îndemn către toți cei care ar putea să ne ajute pentru traducerea și publicarea acestui volum în țară și cred eu că o asemenea ediție ar dezvălui multe dintre problemele care astăzi încă ne frământă, ce s-a întâmplat, a fost sau nu a fost foametea în perioada postbelică în Basarabia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul profesor. O să rog pe domnul profesor Șișcanu să răspundă și ultima întrebare, domnul profesor Iliescu, din această sesiune. Mulțumesc. Da, cât mai spun. Sunt istorici cu mare autoritate în știința istorică din Federația Rusă, care afirmă că, într-adevăr, foamea era un instrument de a ține populația Uniunii Sovietice sub... așa, sub... de a monitoriza, de, sub presiune, da. Sunt și citate ale unor persoane din conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice care spuneau că foametea trebuie să-i aducă pe țărani, este adevărat, la, se referea la foamete din 32-33, de a-i ține pe țărani în corp, pentru a primi o supă pe acolo la colbos, la ceapie, decât să activeze cadrul gospodării țărănești individuale. În Basarabia a fost oricum altfel, pentru că în Rusia, în 32-33 și Ucraina, în Uniunea Sovietică, a avut loc mai întâi colectivizare, care a cauzat în mare măsură foametea. În Basarabia procesul a fost invers, a fost mai întâi foametea, iar când s-a încheiat foametea, imediat a fost pusă problema colectivizării. A fost și foametea, a fost, dar în stânga Nistrului, într-adevăr, foametea i-a ținut pe țărani, acolo era, existau colhozurile și sofozurile din 32-33, i-a ținut pe țărani în aceste colhozuri și sofozuri de acolo. Prin analogie putem spune altceva, că când s-au înființat colhozurile deja, oamenii de frică că putea să urmeze foamea, și apropo, în Uniunea Sovietică au urmat până s-a prelungit până prin 49, au intrat imediat, dar și sub presiunea altor factori, de exemplu, de portelor, au intrat imediat în colhozuri. În ceea ce privește volumul de documente, volumul de documente a fost publicat în 93, a fost apreciat foarte înalt de către istorici din Moscova, din Ucraina, din tot spațiul sovietic, însă, din păcate, n-am putut nici atunci, nici acum nu avem posibilitatea să traducem toate documentele, dar toate documentele sunt în limba rusă, vă dați seama, și apoi nici nu este foarte simplu de tradus, pentru că limbajul funcționarilor de partid de stat, un limbaj de lemn foarte și foarte complicat, multe noțiuni, cuvinte, nici nu le găsești prin dicționare, deci chestii, da. Dar cu eforturi deosebite eforturi intelectuale, da? Se mai cer și bani pentru a traduce, dar poate la o adică vom găsi și posibilitatea aceasta. Da. Înainte de câteva cuvinte pentru colegul Șișcanu.
Eu în 28 de ani am predat istoria Răsăritului, deci Polonia, Rusia, Ucraina, sper că le cunosc mai bine decât unii colegi ruși. Familia anti-ucraniană a fost organizată de Stalin. Aia nu este o întâmplare. Era pulăcimea, era partea cea mai bogată, Cernoziomul, aia a fost făcută. Să exporta și vindeau grân și lemn în Uniunea Sovietică și se mureau de foame. Aia nu ca prin niciodată. Aici cred că aveți dreptate. Nu cred că a fost organizată mică chestiune din Basarabia Transnistria, dar gândiți-vă că noi am avut o foame din Moldova. Copii săraci, între care unii orfani au fost înfiați de câțiva comuniști, tot de Ceaușescu. Valentinii, copiii legitim și au fost de care din Moldova. La noi a fost foame de 4-7. Deci cred că foamele astea ține de pur și simplu întâmplarea în zona asta a fost 46-47 foamele. Regimul era atât de bine organizat să poți să fac asta. Asta cred eu din cât cunosc. Doamnelor și domnilor, în ce își privește a fost foamea organizată sau nu, se dezbate foarte profunde în spațiul postului. Adică ce înseamnă a organiza foamea? Trebuia să fie existat, de exemplu, un proiect, un plan, să organizăm foamea. Nu a existat așa ceva în UNESCO. A existat statul, au existat rechizițiile planificate, organizate, care au condus la mortalitate masivă. La, adică ucrainenii, pentru ucrainenii, într-adevăr, ei au apreciat ca un genocid împotriva poporului ucrainean. Adică din punctul ăsta de vedere, da, putem considera că a fost organizat. Mulțumesc. Mai acord un singur minut. Îmi cer scuze, numai o remarcă, pentru că așa s-ar cuveni, apreciind toate intervențiile, pentru că s-a vorbit mai mult despre domnul Șcalu și a domnul Nelu, eu vreau să apreciez expunerea colegului Stăcalin, tocmai pe ineditul documentelor pe care le-a adus în discuții, în afumele rusești și iugoslave, noi nu aveam, și mai ales momentul acesta, legat de atitudinea față de România. Faptul că Hrușov era preocupat foarte mult de poziția lui Ceaușescu, la un moment dat, că eu am văzut odată un text de la dânsul, nu știu ce să facem cu Ceaușescu, e mai greu să ne înțelegem cu el decât cu chinezii. Deci înseamnă că era totuși o problemă foarte importantă. Asta vreau să-i mulțumesc pentru faptul că a dus în discuție și speram că primim și textul integral al intervenției. Acolo spune și problema Basarabiei, care la un moment dat se pierde după Pitsunda 64, apare în discuția cu Tito. Mulțumesc foarte mult și vă felicit. Mulțumesc și eu tuturor participanților. Avem 5 minute pauză. Thank you.